Felipe, meu de YouTube. Astăzi am decis să fac un vlog pentru că voi ia cu mine la o petrecere de Halloween și o să fie foarte tare. De fapt, ideea de a face vlogul a fost al lui Nathan, pentru că o să merg costumată un zombie prin metroul din Londra. Oh my god, și o să văd reacția celorlalți din jur. O să fie foarte interesant. Și da. Ce am un nou ăla acum? Nu știu dacă vă va fi dat la Insta story-urile mele. Am spus că Halloween-ul nu este ceva ce mie face plăcere. Anul acesta Nathan a fost foarte creativ și mi-a făcut el costumul de Halloween. Așa că el o să se deghizeze în omul piramidă sau omul cap de piramidă din jocul Silent Hill, iar eu o să fiu una dintre asistentele alea. Zombie. Umbla amândoi, așa prin metrourile din Londra. Vreau cu neapărat să vă arăt și să vedeți reacția celorlalți când o să ne vadă așa deghizat. Și-a pus o chestie în ceai, pentru că ce o să poartă pe față vrea să fie așa, ca și cum pătat. Ca și cum acum s-a trezit din morți. Și-a pus chestia asta în ceai. După care ghiciți ce o să facă cu ea. O să bage la cuptor. Oh my god, trebuie să vă arăt asta. What is that? It's tea. We're tea staining my mask. That looks disgusting. Oh yeah. It's Halloween. In 3 days. Ia uitați-vă la chestia asta. E masca ce se-și o pune el pe față. Și este înmuiată în ceai ca să o păteze, să arate așa mai... de zici că acum s-o trezit din morți. Deci dacă nu știți cum să vă uscați hainele mai repede, doar băgați-le pe... doar băgați-le la cuptor. There you go. No. Ce trist e sorocul. Ce față tristă. Nu arată prea fericit. How long have you been sewing for? Since I was a kid. Because I couldn't afford clothes. I had no choice. We were stuck behind the camper van. Why are you building the milk? Atmosphere. You're just gonna make me red. No, I won't, because I'm just gonna make the colors. The base. Trebuie să mă machez pe la ochii negru cu roșu. Pentru că o să port o mască, dar nu vă rog. Arată zici cam la bătaie. Asta e costumul meu. Doar costumul. This is costumul. This is the shield. Are you going by the website? Sorry, the address on the page? It's called Zombie. Yes, that's it. Vă arăt cum să faceți o vânătaie. Ok, și acum tot ce trebuie să fac este să-mi pun chestia asta de asistent în cap. Deci dacă sunt el, trebuie să vină ceva de genul ăsta. Oh my god! Mă simt super creepy! Thank you.
Ti pare super diverso. Mi ha detto che mi piace per i uomini. Quanto di Stop it! Oh my god! No! Ow! You are so mean! Nathan, just pull it if you pull it. If not, just. Tu ești so primo! Mi-a rămas numai urmele roșii. Și multă, multă piele. Ce urât ai. Bună dimineața! Nu vă speriați de ochii mei că sunt așa de roșii. N-am băut nimic aseară, deci n-am pus picătură de alcool în gură, deși toată lumea era tipsie. Așa. Este din cauza faptului că nu se duce. Deci nu m-am spălat de dimineață pe ochi și nu se duce. Nu știu ce trebuie să fac. Probabil că trebuie să minmoi așa fața un pic. Da. Cred că m-am prins și o răceală, după cum mă auziți vorbind. Suntem în drum spre casă. Aseară am mers la un party de Halloween în acest super apartament, nu știu ce a fost, dar ceva ca un fel de hală industrială care a fost convertit în apartament. Era foarte tare, mi-a părut, v-am arătat, mi-a plăcut foarte tare. M-au decorat locul, am cunoscut oameni noi, ne-am distrat, am dansat cu Nathan și am primit numai complimente pentru costum, adică până când și la maică mi-a plăcut costumul și nu mă așteptam și știu că am pus Insta story-uri, mamă, și am primit numai și numai complimente. Ok, da, opera de arta lui Nathan, pentru că el mi-a făcut costumul, așa că trebuie să-i mulțumesc lui. În drum spre
acasă din Londra, eram pe tren și erau foarte, foarte, foarte mulți tineri și m-am așezat lângă o fată și se uită așa la mine și zice: "Oh my god, ce costum mișto ai!" Și apoi Nathan era lângă mine și a pus capula de piramidă și zice: "Oh, dar tu ce naiba ești?" Și zice Nathan: "Ah, bă, eu sunt Pyramid Head din Silent Hill." Și se uită la el: "Ah, ok, dude, filmul a fost cam nașpa." Zice: "Dar nu e din film, e din joc, din jocul ăla de pe PlayStation." Și la un moment dat zice: "Ah, oricum costumul ei e mai fain decât al tău." La care el zice: "Pentru că la tot eu l-am făcut." Oh my god. Deci, da. Felicitări, Nathan. What you saying? I say that you made the costume, so I should say thank you to you. Vreau să închei vlogul aici și sper că v-a plăcut, sper că nu v-am speriat prea tare. Mi s-a părut cool să fac ceva diferit și sper că vă place și vouă cum a ieșit costumul și nu știu. Sper să vă placă în general ceea ce am făcut în acest vlog. Mi-ar plăcea foarte tare să mi ziceți ce credeți. Și da, dacă v-a plăcut, dați-mi un thumbs up și lăsați un comentariu data viitoare în ce vreți ca în data viitoare cum ați vrea să ne deghizăm. Ce costum ați mai vrea să facă Nathan, pentru că lui îi place, deci la nebunie, moare după creativitate, după da, să facă ceva creativ. Ok, bun, noi ne vedem data viitoare, nu știu, distracție plăcută de Halloween, o să vă urmăresc și eu pe Instagram să văd în ce vă deghizați, și da, ne vedem data viitoare la un nou video, vă pup, subscribe, like, comment.